Asta e gutuiul care l-am filmat acum mulți ani în urmă, cred că acum vreo 3-4 ani, nu mai știu exact. Este la mine pe canal filmarea cu denumirea de tăieri gutui sau ceva de genul ăsta. Deci are vârsta lui, peste 5 ani. În filmarea de la momentul respectiv când îl fasonam, când îl aranjam, când îl tăiam, am mișcat așa puțin de el. Și dacă împingeam puțin mai tare, nu că rupeam, sărea din rădăcină. Era foarte, foarte slab prins. Nu știu, portaltoiul este cumpărat de la pepinerești. Ar putea fi portaltoi gutui tip A, ar putea fi altceva. Dar eu zic că ar fi una A. Cert este că în urma, când am sesizat că joacă în stânga, în dreapta, nu-i fixat deloc, l-am ținut cam, eu zic că l-am ținut vreo 2 ani cu un tutor zdravăn, un par zdravăn, l-am legat, dar numai jos acolo l-am legat, la tulpină. L-am ținut 2 ani legat și s-a înrădăcinat, a pivotat, nu mai am niciun stres cu el acum. După cum se poate observa așa, în mare, în ansamblu, deci nivelul lui este cam aici. Deci dacă am eu, la vreo 2 metri. La vreo 2 metri, așa să spunem. Că e nivelul coroanei și nici nu-l las să crească mai mult. Deci tot ce se vede lăstari vegetativ de anul ăsta, da? Pe care îi voi folosi special. Am lăsat, nu l-am tăiat în vară, se vede clar că toți lăstarii ăștia crescuți i-am lăsat special pentru a fi folosiți drept ramură de altoi pentru a mai înmulți acest soi. Dar ideea e în felul următor. Prin tăierile mele repetate și prin alține așa jos, nu i-am dat voie să crească, nu i-am dat voie, pentru că într-adevăr are vigoare mari, s-ar fi dus în sus puternic de tot. Prin această metodă am obținut și rodul cât mai aproape, uite-l, gata, deci trebuie cules. Am obținut și rodul cât mai aproape de lemnul gros, uite, nu ca aici, uite, deja mie nu-mi plac astea două, asta nu-mi place, astea trebuiau date jos cu acum 2 luni de zile în urmă, dar calibrul ăsta este. Deci cam asta este calibrul. Este gutui foarte mare. Foarte mare. Așa. Astea sunt mici, dar sănătoase. Le păstrăm. Într-adevăr. Aici e problemă. Uite, ăsta are vermi înăuntru. Are probleme. Deci ăsta, uite-l ăsta. O, ce galben și frumos e aici, așa. Așa. Mică, nu trebuia să le fi lăsat pe astea mici, pentru că calibrul este mare, v-am spus, la acest soi. Este soi Portugalia sau ceva de genul ăsta. Ia să vedem. Uite aici, uite cum stau aici. Să iau așa din ansamblu. Soarele. Pa, la revedere. Uite. Deci de jos, de la nivelul ăla, ușor de cules, foarte ușor de cules, deci nu-ți trebuie scară, nu-ți trebuie absolut nimic. Le culegi țac, 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 țac. Nu știu dacă să-l mai las, dacă încep să cadă, eu am verificat pe jos și nu-i nicio urmă de gutui căzută, dar să anunță, să răcește vremea, ploi, chestii, socoteli, să văd dacă încep să cadă. De regulă cad primele cele afectate care au viermele melifer. N-a fost stropit niciodată cu absolut nimic. Iar focul bacterian este interzis la acest soi. Interzis la maniera că nu primi niciun tratament.
Într-adevăr, a fost lovit de focul bacterian, dar caut, uite aici, uite aici. Deci la maniera asta, așa, câte o rămurică, uite așa, uite, 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 uite. Uite, cam asta e maniera în care este lovit de focul bacterian. Și atât. Și atât. Asta e tot. Care se elimină, se taie. Deci eu l-am ținut, uite și aici, un pic de foc bacterian. Uite și aici, un pic de foc bacterian. A, uite, a, uite, uite, și ramurica asta este, este lovită, dar nu-l pot declara, nu-l pot declara imun. A, uite, m-am și acolo, se vede, se vede în depărtare aici. Mai am două crenguțe de genul ăsta. Unde sunteți, bă, copii? Uite aici, uite, se vede. Așa, dar nu-l pot declara imun la foc bacterian, dar îl pot declara, tolerează focul bacterian foarte bine, adică sistemul soiului, sistemul imunitar al soiului lucrează din nu-i adevărat. Atât, asta nici nu poate fi luat spre deosebire de alte soiuri. Hai de capul nostru. Am avut aici, acolo așa am avut, unde e ăla negru pe acolo. Am avut soiul aromate sau aurii, ceva de genul ăsta. E o petardă de soi. Deci ăla mi-l zăpăcea focul bacterian din navea aerii. Tăiam, eliminam ramurile afectate și tot degeaba. Și fructele erau cam de calibru ăsta, mititele așa, cât un măr. Și bineînțeles că i-am spus, pa, la revedere, mulțumim frumos pentru participare la experiment. Uite, uite aici. Uite. Într-adevăr, dar ca tot sămânțosul, deci nu pot spun că tot sămânțosul este afectat de viermele melifer, care își face apariția chiar din primăvară și lucrează până toamna târziu. Dar având în vedere că gutuia, având în vedere că viermele melifer intră, uite, intră, uite și ăsta are vierme în el, se duce spre căsuța seminală, iar eu nu mănânc căsuța seminală, deci pulpa poate fi consumată cu mare drag și mare plăcere, să elimină partea vătămată și la revedere. Deci eu până în prezent, dintre toate soiurile, pentru că am în jur de 10 soiuri de gutui, nu aici, de aici e numai asta, am cam tot, nu știu, aurii, dulcii, moldovenești, tot ce s-o scos la vânzare. Berezchi, ăla e cel mai votat din toate punctele de vedere, nu știu de ce, abar n-am, l-am avut, scombat imediat, în 2 ani era praf și pulberi de la focul bacterian. Pentru că aici, în zona mea, sunt foarte mulți gutui de pe vremuri, gutui tradiționali din zonă, zonali și așa mai departe, care tot la fel, nu i-o strupi nimeni cu nimic, așa au mers, au cred că vreo 50-60 de ani, așa, dita mai gutui, dita mai pomi, maturi, ca la țară, când te duci la țară și știți cum e. Uite, să elimin cu ocazia asta, să le duc la foc. Și, bă, ăsta deocamdată soiul cel mai mulțumit de la gutui. I-a venit timpul, i-a venit vremea să-l arăt, să-l prezint cum arată și încărcat de fructe. Uite, te-l luăm așa, uite, știu, dacă ai, dar ăstea mai mari, între 700 de grame și 1 kilogram. Astea mai mari, alea mai mici, 400, să zic așa, 3-400. Alea trebuiau date jos din timp și nu le-am dat jos, da. Asta este. Uite, deci îți rodește de exact de la primele șarpante de jos de acolo. Începi cu rodul și se duce exact până în vânt, până în vârf, pardon.
și dacă aș fi lăsat să crească, să nu știu ce, nu l-aș fi fasonat la timp, nu l-aș fi ținut coborât, are tendința de a rodi în al doilea an, pe cum ar veni ramura de un an de anul ăsta, are tendința să o rodească imediat în următor, dacă se lasă lungă, dar îți apleacă, destructurează cumva forma coroanei. Aici fiind o grădină și totul trebuie să arate mai elegantuț, așa, mai frumușel. Ăsta în primăvară, când mă apuc, în aprilie, când mă apuc de altoit, dacă doar nu mulțesc multe exemplare, undeva la între 10 și 20 de exemplare. Și cam atât. Iar eu altoiesc, dacă el ar fi pe gutui tipa, eu altoiesc pe BA29, pentru că am lucrat câțiva ani buni cu acest port altoi și îmi convine foarte, foarte, foarte mult cum se ancorează, cum se descurcă. Și o să vă arăt în continuare o operă care a fost acolo, deci a fost altoită acum 2 ani, deci are avea undeva la 2 ani. Asta are 2. Deci ce o să vă arăt în continuare, același soi pe BA29, dar pe lider central. N-am o brichetă la mine să pun să fac o comparație, dar ăsta este același soi, în varianta lider central, altoit pe gutui BA29. Deci vârsta 2 ani. Intră imediat pe rod, deci îl altoiește anul ăsta, așa în următor îți intră pe rod și dacă asta nu are un kilogram, nu știu cum să fiu eu. Așa va fi dirijat. În primăvară, după ce o termina cu înflorirea, îl mai scurte, depinde cât, na, dacă îl duc pe lider central, ținând cont de toată linia asta pe care am plantat-o aici, eu vreau un pic mai înăltuți, așa, uite, că să văd ăștia, toți liderii centrali sunt un pic mai înăltuți la ăștia, da, într-adevăr. La toți liderii centrali au 2,5, 3 undeva pe acolo, între 2,5 și 3 și într-adevăr pentru a lucra la vârf trebuie scară. Dar îi pot cobor oricând dacă mă supăr. Dar i-am vrut așa mai semeți, mai înăltuți, mai zdraveni. Și se va face și ăsta, uite, să rămână filmarea aici și pe coleguți o să-l filmăm 2-3 ani, să vedem cum s-a dezvoltat. Pentru că peste 2-3 ani ar însemna ca aceste superbi gutui să fie peste tot, la fiecare etaj. Pac, 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 pac. Este într-adevăr susținut de un mic tutore, să numi-l, și la o intersecție aici, unde curențe de aer sunt mai puternici, între peretele casei și restul grădinii, dar nu știu exact când 2-3 ani se ancorează, își vede treaba lui, va fi ok. Pe măsură ce se va îngroșa și se va... mai trebuie ținut cont de un aspect. Mai trebuie ținut cont de duritatea solului. Acolo am cernoziom, deci la ăla mare care se vede în zare acolo, am cernoziom 100%, aici, pe toată porțiunea asta, pe tot sectorul ăsta, este cumva mai nisipos. Deci, se înrădăcinează, pivotează, se ancorează, dar cu răbdare, în 2-3 ani și cu ajutorul unui tutore. După aia, nu mai e treabă. Da, îl am și pe al doilea exemplar, dar fără fruct în el, pentru că am avut probleme. Uite, ăsta este al doilea exemplar. Așa, îl luăm așa de jos. Acolo e punctul de altoire.
Așa, ăsta mi-a făcut figuri încă din primăvară. Mi-a făcut, deci nu i-a convenit solul, nu i-a convenit solul și a manifestat deficiențe de nutrienți. M-ați înțeles? Dar l-am am recuperat, cu uite aici sus, e frunza sănătoasă, n-am treabă. Am stat cu ceaiuri din astea de compost. Gen, am avut gunoi de grajd maturat, am mai avut resturi alimentare și alea puse la putrezit și maturat și nu știu ce, și am mai făcut niște ceaiuri, am băgat sacul, am lăsat la scurs, am luat zeama, am udat, i-am tot dat, am stat pe el că era galben, era galben, ca lămâia era. Toate frunzele erau galbene, toate, deci nu... O dat de lipsă de nutrienți aici, dar am spus că e mai nisipos aici. Treaba e mai nisipoasă, e mai... Așa. Dar uite, ăsta la anul o să avem, bineînțeles, fără discuții. Și uite, ăsta e fără tutore. Nu pot declara că gata, nu ești vorba. Uite, eu văd că se mișcă de jos de acolo. E clar. Dar pentru că vin de acum mai toamnă, mai un vânt, mai o ploaie, mai un ciclon, mai un babilon, mai o vrăjeală, o să-i punem frumușelul în tutore, pentru că toată linia asta au tutore, îi punem un tutorial frumușel, să nu ne-l strâmbi nici în stânga, nici în dreapta, țac, pac, frumos. Ei, pe locul lui, abia așteaptă și el. Deci anul ăsta, exemplarul ăsta, s-o potrivit cu locul, cu sol. Ăla nu a avut probleme, nu știu, na. Deci e clar că a existat o diferență între locuri. Na. Da, deci toată linia asta am așa, gutui, păr, măr, gutui, măr, măr, păr, uite. Uite, asta e interesant. Acum, dacă o dau din gutui în păr, dar este novembra. Asta este novembra, pe BA29, cu intermediar. Și ca să vă arăt cum arată, deci aici este BA29, aici este intermediarul, da, de cure, și de aici în sus pleacă novembra. Pentru că la un moment dat, țin minte cum a întrebat cineva, și când a merge novembra direct pe gutui, eu știu că nu merge. Tocmai de asta am făcut un experiment. Am făcut un experiment și o am pe această numere. E aceeași vârstă, deci e în anul 2. Și ar trebui să împing rodul la anul, ar trebui să am novembrie aici. Ar trebui să am fructe pe el, pentru că deja formațiunile de rod există, s-au format. Așa. A fost curtat aici în verde. Așa, aici iar un măr avem. Iar un măr, aici iar un păr. Părul ăsta e făcut de mini, ia să vedem cine este, da, e făcut de mini, am o bistriță pe BA29, iar ăsta este cumpărat, ăsta este un Harden Pond pe A2, așa l-am cumpărat. Anul 2 de la plantare, dar ăsta, deci Harden Pond ăsta, dacă îl altoiești pe sălbatic sau pe franc, intră pe rod undeva la 5 ani, după 5 ani. Pe având compatibilitate cu gutuiul, a fost altoit pe A2, tocmai din, dar să știi că A2 dezvoltă un sistem radicular puternic, dar tot la fel, vă spun, deci tutore neapărat în... până îl simți, țapă-n și până ajunge pomul la un diametru din, nu știu, ideal ar fi un 10 cm în diametru. Ți-a înțeles? Dar trebuie să rodească și ăsta. De asta au fost altoit pe Harden Pond-ul, de asta au fost altoit pe gutui, pentru a arunca rodul mai în față. Recuperezi vreo 2 ani, m-ați înțeles? Altfel stai și plângi lângă el până rodește el pe un sălbatic sau pe altceva. Da, gata, ăsta este. Când o să mai fac curățenii pe aici, că deocamdată am și bostănei acolo, am și mentă, am și toate nebunirii posibile, am și toate vasele astea care reprezintă bonsai și tot felul de nebunii ce mai am pe aici la vas. Probabil undeva
după defoliere și se vede mult mai bine, că verdele ăsta îți fură ochii și te duce în toate direcțiile. Fac un pic de ordine pe aici, mai aranjez și o să filmez linia asta, că linia asta e de aceeași vârstă, toți sunt făcuți de mine în afară de ala, de Hardam Pond, toți sunt făcuți de mine, toți sunt altoiți de mine, pe mai multe tipuri, o să vă spun. Și uite, de exemplu, aici am un Florina pe 106, făcut de mine. Așa, dar am și un clar alb, tot pe 106, dar stai că nu mai știu pe unde este unul, că am făcut o coscherie, am pus rădăcina de 106, intermediar M9 și după aia soiu, în fine, tot felul de experiență. Cred că pe aici, uite așa era gutoiul ăla. Mai nasol, mai galben de atât era. Ăsta la vas înțeleg de ce s-a îngălbenit, pentru că tot udându-l, așa tot sunt la vas aici, tot sunt smeri. Tot băgat, dă-le apă, dă-le pe timp de sece, te-ți dai seama. Dă-le apă, să spală, să duce nutrientul din... O fi fost el bogat la început, că e compost aici, amestecat cu de toate. Dar, na, dă-i apă, să spală și la un moment dat ajunge în deficiență din astea și... nu-i problemă, că ăștia oricum în toamna asta se plantează și odată plantează, mai ales dacă locul e bun și solul e bun, nu-i mai trebuie nimic. Bă, băiatule, ești bine aici? Ăsta-i, uite-l pe ăsta, au ce grosime, ăsta e un Fuji care mi l-a, M9, care mi l-a rupt furtuna, mi l-a dat furtuna jos, zbang. Noroc că eram în prima oară de vreme, nu pornisem vegetații și l-am pus la vas. Schiază-vă, mă, moare, nu moare. L-am scos cu totul din pământ. Efectiv, i-am fasonat rădăcinile, i-am găsit un vas din ăsta la vreo 20 de litri. Țac, l-am pus, uite-l. S-a prins, s-a vegetat. Acum, în toamna asta, îl văd, uite, am loc acolo, pe la garte acolo, exact de acolo și rabatat, îl pun la loc, dar îl pun mai cu semn de răspundere și trag un tutore sănătos, stea țapă în acolo. Da, asta uite, recuperat, este efectiv recuperat, uite, era foarte înalt, a fost tăiat, formează singur coronița, dacă a început așa cu... creșteri laterale, pe asta o să-l țin vas deschis. Da, nu mai duc pe lider central. Asta, aici am două soiuri pe asta. Aici este un punct de altoire și reprezintă Arian, soiul Arian, iar jos am soiul Liberty. Aici e Liberty, aici e Liberty, de aici în sus e Arian. Două soiuri. PM9. Da, cam asta este, dar noi la gutui am vrut să ne referim. V-ați făcut o idee, v-am prezentat un soi bombă, pentru că este bombă, într-adevăr, pentru că n-ai treabă cu stropirile, atâta timp că vei avea de pierdut foarte mult din cauza viermelui. Acolo ies de amăsi, cum o fi, rămâi cu ce rămâi. Dacă vrei să le vinzi și totul să fie perfect și să nu ajungă fraierul acasă și să tai cutuia în două și să dea de vierme și să sară toată familia sus pe balcon și eventual de pe balcon să arunce de la balcon că s-o speria de vierme, că o băgat un vierme în casă și să vină să-ți dea cutuia de cap, că ăștia de la oraș așa fac. Nu înțeleg ei situația cu bio și cu ăștia, dar văzut un vermișor, v-am spus, urcă pe pereți, pe șifonier, dă drumul la alarme, cheamă vecinii, dă foc la casă și tot felul de figuri de genul ăsta în capul lor. M-ați înțeles? Dar pentru curte, soiul ăsta eu vi-l recomand. Nu aveți, puteți plecați în China, ăsta își vede treaba lui, rodește, veniți, îl fasonați, pe ce variantă doriți pe lider central. Păi da, la lider central eu am aici, am un metru, bă, frate, între ei. Un metru, uite, dar se vede distanță. Metru. Da? Totul pe lider central la un metru. Vrei să-ți înființezi livadă? Păi 3 metri,
Păi, în funcție de zonă, în funcție de sol, în funcție de cerințe, dar e o mare prostie, este o mare prostie în 2024 să mai faci livadă cu 3 metri, 3 metri jumate între pomi, nu vorbesc între rânduri, între rânduri e altceva, pentru că acolo trebuie să intri cu utilajul, da? Și să măsori, bă, ce utilaj am, să nu, să-mi intri, să am loc de întoarcere, de chestii, de socotelești. Pentru că se pierde, se pierde o grămadă foarte mult, teren se pierde, rămâne bibelou de fotografii, rămâne nevalorificat. Dar în fine, fiecare face ce vrea, fiecare își face planurile. Uite, băi, uite acum văd. Aici am avut o midă. Deci perforațiile alea, cred că ori de la un melc, ori de la o midă. M-aș mira eu să mai fie o midă la vremea asta. Dar cred că un gagiu, un personaj din asta, din gama insectii, a fost și a tocit măserele pe acolo. N-ai mă treabă, mă, nu există, mă, vezi treaba ta. Da, este pentru prima oară când încerc anul ăsta cu acești săculeți de protecție. Să nu, să-i ferez de vermele mele fer, gura mamelui de vermele mele fer, că ce obțin aici la căpii face ravagii, la mărș, la par face ravagii, iar substanțele cu care trebuie să-l combați sunt niște otrăvuri, nu vă puteți imagina, m-ați înțeles? Trebuie dat la scuturarea petalelor și după aia iar trebuie văzut ciclu acolo, că asta vermele mele fer provine dintr-o molie, dintr-un fluturaș foarte, foarte, foarte mititel, așa, cafeniu maroniu, așa, griu spre gri, și vine golanca aia de molie și depune acolo, depune exact unde nu trebuie, și te trezești cu... Dar are mai multe faze de atac pe tot timpul sezonului, în fine, e belea, așa că am hotărât pe aici, pe acolo, am avut în jur de 100 de săculezi din ăsta și mi-am pus peste tot, pa, 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 pa. La japonezii, de exemplu, n-am avut treabă, toate japonezele am avut băgate în săculeț, zâng, și n-am avut treabă, deci îți mulțumit. Săculeții sunt cumpărați de pe Temu, să găsesc, nu costă mult, îs buni, dar... Dacă m-au ținut un sezon în condițiile de soare care au fost, deci foarte puternic și n-au putrezit, na? Nu știu dacă mai țin și al doilea an, dar eu am recuperat săculeții și la anul zbang, îi refolosesc. Și dacă țin și la anul, poți să spui să rămână boierule că te-o ținut 2 ani un săculeț din ăsta. Și am două dimensiuni, dimensiunea asta mică și o dimensiune mult mai mare. Unii mi-au intrat la un Florina, mi-au intrat 6 meri, mi-au intrat, vum! Direct într-un sac din Nana Mare. Data când m-am întins la vrăjeală și cam ce-a fost important de discutat, s-a discutat.